Bună ziua, mulțumesc tare mult că ați dat curs invitației noastre la Dulcești în această conferință de presă alături de colegii mei din Partidul Național Liberal. Scopul acestei conferințe de presă este pentru a dezminți anumite minciuni lansate de primar în spațiu public în ultima perioadă și motiv pentru care am ieșit toți să arătăm comunității noastre din Dulcești lucruri care de-a lungul timpului au mers foarte prost în ultima perioadă din mandatul acestui domn primar. Și aș vrea să scot în evidență faptul că Consiliul Local Dulcești de la începutul mandatului a avut inițiativa unor proiecte care unele au rămas pe drum, altele s-au derulat și nu sunt finalizate și aș începe să vă dau un exemplu cu am început cu reparații școală Cârlig, cămin cultural Cârlig, pardon, reparații cămin cultural Corhana, reparații școală Roșii Ori, sunt proiecte inițiate de noi, construcția unei alei la căminul cultural Dulcești. În decursul acestui mandat am redus, mai exact în anul 2022, am redus taxele și impozitele pentru locuitorii comunei Dulcești. Am făcut un proiect pentru extindere de gaz în satul Corhana, în satul Dulcești. De-a lungul timpului, aceste proiecte au fost sau nu realizate de domnul primar. Pentru a intra mai mult în amănunte, aș vrea să povestim un pic despre anul 2023 și a să-i dau cuvântul colegului meu, consilier, domnului Neagu Florin, să vă povestească cu exactitate care au fost lista de investiții în anul 2023 și cum au decurs aceste investiții până în acest moment. Nu vreau să fiu foarte lung în ceea ce spun. Am în față lista de investiții aprobată pe anul 2023. Punctez câteva chestiuni care au fost trecute în lista de investiții pe anul 2023, lista de investiții care a fost anexă la bugetul pe anul 2023, lista aprobată de în Consiliul Local. Printre cele mai importante investiții propuse a se realiza în comuna Dulcești au fost reabilitare clădire școală Cârlig pentru înființare centru comunitar. Investiția respectivă era necesară, oportună, din mai multe puncte de vedere. Prin urmare, a fost aprobată o investiție prevăzută în anul 2023, care nu s-a realizat și nici nu se regăsește în lista de investiții pe anul 2024. O altă investiție importantă care se adresa elevilor din școala Dulcești era amenajarea unui teren de sport lângă școala Dulcești. O investiție care nu s-a realizat în anul 2023 și care nu se regăsește în lista de investiții pe anul 2024. De asemenea, domnul primar spune că noi am blocat unele investiții pe care le-a propus dumnealui, și anume extindere sistem supraveghere video. Este investiția aprobată în anul 2023. Menționez faptul că în comuna Dulcești există un sistem de supraveghere video. Dorea să se extindă acest sistem. Consiliul Local a aprobat. Dumnealui spune că noi am blocat această investiție. Apare investiția în anul 2024 și, drept dovadă, pe 14.11.2023, prin sistemul de achiziții publice, domnia sa a atribuit această investiție unei firme, dar nu s-a apucat de treabă. Deci investiția nu este blocată de Consiliul Local. Investiția nu este realizată de către primar. O altă investiție care ni se aduce că noi am blocat-o este cea a modernizării sistemului de iluminat public. Investiția apare în 2023, este aprobată, apare și în 2024, este aprobată, este finanțată, dar nu este realizată. Menționez faptul că în Consiliul Local sunt aprobate investiții. În Consiliul Local se caută soluții de bugetare, sarcina de ducere la îndeplinire este
a primarului. Primarul, împreună cu aparatul de specialitate a primăriei, trebuie să ducă la îndeplinire aceste investiții care sunt aprobate în Consiliul Local. Au mai fost aprobate o serie de investiții în anul 2024. Mă refer la sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Dulcești, sistem de canalizare în comuna Dulcești. S-au căutat resurse și surse de finanțare, au fost aprobate, s-au obținut finanțare de, prin programul Angel Salini, nu s-au apucat de treabă, cei de la primărie nu s-au apucat de treabă și pentru că s-au mișcat foarte încet, vin cu dezinformarea către populație că au fost blocate în Consiliul Local. Cam asta am vrut să spun eu referitor la proiectele aprobate care trebuiau să fie în derulare și nu s-au dus la îndeplinire. Bineînțeles, pe ultima sută de metri a mai fost proiectul cu prelungire, extindere gaz metan către satul Corhana. Este un proiect aprobat pe o sumă destul de mare. Au fost discuții în Consiliul Local privind partea de cofinanțare care este destul de mare și nu poate fi suportată din bugetul local. Aici o să vină cu amănunte colegul meu Mitrea. Pe parcurs, dacă mai vin idei, o să vă mai vin cu amănunte. Ce doresc să spun este că oamenii din comună, atunci când au îndoieli în ceea ce privește adevărul sau felul în care sunt puse în discuție investițiile, să vină la noi, le oferim detalii, le oferim documente și toate explicațiile de care au nevoie. Mulțumesc! Aș vrea să mai completez un pic pe colegul meu în privința centrului comunitar aprobat în anul 2022. Noi am aprobat în anul 2022, ca să fim foarte clari, înființarea unui centru comunitar în comuna Dulcești, dar în satul Cârlic, în școala de la Cârlic. De ce? Aș vrea să fiu foarte explicit. Am analizat propuneri din diverse locații din toate satele și am considerat că este singura clădire robustă pe care ar fi păcat să o pierdem și mai mult decât atât, populația din Cârlig este cu un grad ridicat de îmbătrânire. Un alt motiv este faptul că acest centru comunitar înființat este aparține în acest centru comunitar ar fi alăturate mai multe comune și mă refer la comuna Ruginoasa și la comuna Văleni. Din punct de vedere geografic, zona în care am gândit-o noi pentru acel centru comunitar este cea mai apropiată. Nu s-a blocat acest proiect de înființare centru comunitar în satul Cârlig. Noi asta am aprobat în 2022 cu 11 consilieri din 11. Vreau să fiu foarte clar, nu vreau să mai lanseze tot felul de informații false în spațiu public. Acum o să dau cuvântul colegului meu, Radu Ghiță, ca să ne explice cu exactitate despre cele două proiecte mari, înființare sistem de canalizare și înființare sistem de apă. Mulțumesc, domnule președinte. Știu, început campanie electorală, sau începe campanie electorală, așa se face campanie, dar minciuna câteodată are iasă la iveală imediat. Și de asta vreau să spun că noi nu am blocat sistemul de apă și canal, proiectul cu apă și canal. De asta vin și spun, în data de 28.06.2023 am aprobat proiect parametri tehnico-economici pentru indicatori tehnici pentru apă și în 27.07 am aprobat parametri tehnico-economici pentru canal. În urma acestei aprobări a Consiliului Local, dumnealui a obținut finanțările. Nu avea hotărârile Consiliului Local, nu putea să obțină finanțările. Și vă dau exemplu. Mergem la serviciu, luăm bani, stăm acasă, nu luăm bani. La fel și acolo, da? Am votat Consiliul Local și a votat aprobările pentru canal și apă, dumnealui a obținut finanțările, da? În septembrie, pe 4-a 9-a și pe 18-a 9-a
s-au plătit proiectare sau așa, consultanță și proiectare și am plătit înainte de a aproba astea noi, așa, 520.000 de lei pentru aceste două proiecte. Și a trecut septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Ce a făcut până acum domnul primar de aruncă în noi că nu am votat acest proiect? Noi să punem la dispoziție aceste sume, așa, plus dumnealui spune în spațiu public proiecte nerambursabile. Corect. Dar pune, domnule, și partea de cofinanțare care ți-a asumat-o dumitale. Da? Apă și canal însumează 34 de miliarde vechi, 3 milioane 400 de lei noi, și la gaz 16 milioane plus TVA. Despre ce vorbim acolo, nu? Deci pui numai ce-ți convine. Pune, domnule, tot acolo, măcar să fie sincer. De unii pune Comuna Dulcești de acum 50 miliarde pe astea 3 proiecte? De unii le ia? Când anul ăsta au primit 600.000 de la Consiliul Județean. Ce facem? Cum o spus dumnealui, mergem și la Corhană tragem gaz până în centru și am pus dop, da? Și dăm drumul la 10-20 de oameni, 30 de oameni. Ce facem cu apa și canalul? Pui dop acolo? Nu poți, domnule, să pui dop. Plus că apa și canalul e pe 5 ani. Nu este apa și canal pe astăzi. Plus, sunt străzi care nu sunt prinse de apă și canal. Și el spune în continuare că Consiliul Local i-a blocat proiectul. Și nu e adevărat. Sunt 9 km de apă și 7 km de canal. Hai să fim sinceri, să punem sigur. Știu că apa electoral, înțeleg. Dar nu așa se face. Nu așa se vine cu minciuni și să arunce în Consiliul Local niște minciuni. Nu se poate. Ok, aș mai vrea să mai completez din nou pe colegul meu referitor la aceste proiecte mari, investiții în canal și apă în satul Dulcești. Deci doar în satul Dulcești este această investiție. Iar în privința extinderii gazului de la Corhana, aici vreau să vă spun că într-adevăr și-a asumat o sumă extraordinar de mare care nu poate fi parte de cofinanțare pentru acest proiect, nu poate fi obținută de nicăieri. Dar o să-i dau colegului meu Mitrea Vasile să vă povestească și dumnealui despre extinderea de gaz de la Corhana, cum s-a derulat și în ce condiții vom ajunge cu acest proiect. Da, bună ziua! Cu gazul, ce să mai vorbim? Comuna Dulcești a fost prima comună din județul Neamț care a fost racordată la gaz. Mai exact în 1994. Din 94 și până în 2004 sunt 30 de ani. Ce am reușit să facem în 30 de ani? N-am reușit să racordăm nici măcar un sat la gaz. Nici măcar un sat. Noi, Consiliul Local, am făcut un proiect pe o stradă de la Dulcești în 2024, după 30 de ani. Referitor la gazul de la Corhana, din 2021, la fiecare rectificare de buget, am pus bani pentru extindere de gaz. Bun, trebuia o sumă mare, cu adevărat. Și s-a făcut proiectul acum. Proiectul costă 40 de miliarde de lei. Am primit finanțare doar pe 20. 20 de miliarde din surse proprii este o sumă extraordinar de mare, care primăria nu are momentul de față de unde să pună în partea ei. Ce se aruncă pe piață că nu am votat proiectele este fals, este o minciună. Noi proiectul de gaz l-am votat, v-am spus, din 2021 dăm bani. Deci suntem de acord să tragă gaz în satul Corhana. Dar sursă. De unde sursă? Ne uităm și noi la alte comune. Comuna Ruginoasa, de exemplu, e vecină cu noi. A primit să racordeze toată comuna la gaz cu surse 100% nerambursabile. Noi am primit doar jumate din bani. Acum, nu este vina Consiliului Local că cineva nu a negociat, să nu spunem că nu a știut să negocieze, nu a negociat cum ar fi trebuit acel proiect. 20 de miliarde la Corhana, cu 35 de miliarde la apă și canal la Dulcești, primăria poți să o vindem și nu
luăm banii ăștia ca să putem face. Nu știm de unde om putea. Scumpim, ce să scumpim? Corect. Deci noi în anul 2024 impozitele, cât să le mai scumpim, domnilor? Noi la momentul de față nu avem nici măcar toate familiile nu sunt racordate la curent electric, domnule. Dacă se poate. Deci, ce să-i mai cer oamenilor ăștia? De unde să luăm noi atâția bani? Am înțeles că domnul primar a mers să facă împrumuturi. Domnule, e o sumă exagerată de bani și... Deci, e clar că... Da. Mai vreau să punctez un lucru aici, referitor la aceste investiții mari. Într-adevăr, domnul primar a lansat-o cumva în perioada anterioară să facă un împrumut pentru a susține partea de cofinanțare la aceste proiecte. Aici, da, eu anunț toți cetățenii Comunei Dulcești, nu suntem de acord cu acest împrumut. Un primar are rolul de a aduce bani în comunitate, nu de a împrumuta comunitatea. O să ne fie foarte greu pentru a susține aceste mari proiecte. Mai vrea colegul meu să mai spună ceva legat de chestia asta și o să-i dau și lui din nou cuvântul, după care o să închidem această conferință de presă și scot în evidență din nou. Consiliul Local a aprobat toate proiectele primarului, tot ce a fost inițiat de dumnealui din anul 2020 până în anul 2024, toate proiectele care au fost inițiate de noi au fost lăsate de izbeliște, ba mai mult, au dispărut de la un an la altul. Vă rog, domnul Florin, completați și dumneavoastră. Revin cu completarea colegului. Proiectele pe care Consiliul Local le-a propus și au fost nerealizate, ce înseamnă? Înseamnă că acele sume de bani au rămas necheltuite la sfârșitul anului. Deci la sfârșitul anului 2023, primăria s-a înregistrat cu un excedent bugetar. Ce am făcut noi când am aprobat bugetul pe anul 2024? Am luat acel excedent bugetar și am propus să asfaltăm centrele satelor Roșiori, Corhana și Poiana. Pentru că în aceste sate, centrele satelor nu au asfalt. Au pietriș sau, mă rog, drum de țară. De asemenea, am mai propus atunci să mergem cu extindere de gaz în Comuna Dulcești, pe o stradă unde sunt destui utilizatori care și-au dorit să aibă gaz metan. De ce am dus aceste sume acolo? Pentru că aceste investiții sunt de strictă necesitate și beneficiază absolut toată populația de ele. Unde dorea primarul să ducă excedentul bugetar? Noi avem... Primarul a demarat un proiect de construirea unei săli de sport pentru grădiniță. Noi la grădiniță avem foarte puțini copii. Sala de sport a fost prevăzută să se construiască pe o veche structură cu destule probleme, adică pe un amplasament, o temelie deja făcută. Prima dată când s-a inițiat proiectul de către primar, suma era în jur de 350.000 de lei atribuită pentru această construcție. Ulterior, s-au tot cerut bani, inclusiv anul 2024 se mai cerea o sumă în jur de 540.000 de lei. Noi nu am aprobat suma respectivă să se mai ducă în acea sală de sport. Până în acest moment, în sala de sport s-a dus aproape 1.000.000 de lei. Vorbesc de lei noi. 1.000.000 de lei. Bineînțeles că pe dânsul a deranjat foarte tare că nu a putut să-și ducă banii către această sală de sport care, la momentul inițierii proiectului, eu cel puțin am încercat să spun și toți colegii mei am încercat să spun că nu era nici necesară, nici oportună acea investiție, nu se adresa populației largi a comunei. A ținut să o facă. Dorește în continuare să îngroape bani acolo. Sala nu este gata și nu este de fapt o sală de sport. Este o sală de sport, are anumiți parametri, dimensiune, lățime, înălțime și așa mai departe, să desfășoare activități sportive. Este un fel de, i-am zis noi, magazie. De fapt, în jumătate din construcția respectivă se află o magazie a comunei. Este făcută din panouri sandwich și s-au băgat acolo 1.000.000 de lei. 10 miliarde vechi. 10 miliarde vechi.
Da. Având în vedere că noi nu am fost de acord cu anumite cheltuieli nejustificate, dânsul vine în spațiu public cu minciuni, cu dezinformări către populație. Mulțumesc. Cu adevărat, în astea trei sate cu asfaltarea, am asumat și sume. Am asumat și sume. Sunt bugetate, da. Sunt bugetate. Poate nu i-ar ajungeau banii, dar măcar într-unul dintre ei să fie apucat, să fie devarat ceva. Nu știu acum dacă la toți primarii li rămâni bani necheltuiesc de pe un an pe altul. La alții nu le ajung. Eu aș fi de părere că ar fi trebuit să nu-i ajungă nici domnul primar al nostru, că sunt atâtea chestii de făcut care atâtea lipsuri avem. Noi nu mai putem de bine. Sale de sport și eu știu ce iluminat public și supraveghere. Asta e la noi. În concluzie, Consiliul Local Dulcești nu a blocat niciun proiect care să fie în folosul comunității, nu a fost blocat nici proiectul cu extindere de rețea video, nu a fost blocat nici proiectul cu înființare sistem iluminat public inteligent, nu a fost blocat nici centru comunitar de la Cârlig, repet, din satul Cârlig, nu din Dulcești. Nu au fost blocate nici proiectele de apă și canal, nici de extindere de gaz la Corhana și nici de dotare și reparații capitale a școlii din Dulcești. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs acestei invitații. Cetățenilor Comunei Dulcești, îi rog foarte mult să se informeze clar, le punem la dispoziție orice fel de document care să ateste cu adevărat realitatea din comuna noastră. O zi bună tuturor!